Bună dimineața, soare! Bună dimineața și cu toate alea! Bună dimineața! Ne-am trezit de dimineață, e ceasul 6:30 și ne plecăm la viză, să prelungim viza. Ne-am hotărât să ne mai luăm o lună de zile. Ne-am cam chinuit în dimineața asta, când n-a fost curent. Am zis că ne-a sărit nouă siguranța, dar era ok cu siguranța. Ne mai luăm o lună de zile pentru că prețurile biletelor de zbor de aici sunt foarte, foarte mari. Ne gândeam să venim până în România, să stăm 2-3 luni, după care să plecăm din nou. Însă, e bubuială mare, deci ne-am uitat pe toate aplicațiile de unde noi ne cumpărăm bilete de zbor și ne-ar costa undeva la vreo $2000 să venim acum în țară, ceea ce am zis, bă, mai bine stăm aici, mai lucrăm, mai un vlog, mai oaia și după aceea biletele ușor, ușor din septembrie încolo o să înceapă să scadă și vedem atunci. Dar acum, cum a zis și Alina, la viză. Avem de mers vreo o oră jumate, cam așa? Da? Da. Ok, suntem echipați. Am luat casca, ne-am luat tot ce trebuie la noi. Am avut curent oprit, da. Nu știu de la ce, dar a fost curent oprit mai în toată zona de aici. Asta spuneam mai devreme, că am crezut că de la siguranță și primul lucru pe care l-am făcut astăzi a fost să mă duc la siguranță, dar n-a fost asta. Siguranța asta? De altă dată și în care treaba cu siguranța, că nu, ne-a mai sărit odată. Dacă consum prea mult curent, Cezare, ce să-ți fac? Au loc să băgăm benzină, adică nu avem benzină. Păi ne oprim acum la... Ești deschis? Da. Dimineața. Hai, să urcăm pe cai. Da. Ca de obicei, avem surprize pe scooter. Mare căcăciuc, că au mâncat ăștia. Avem două băbiuțe care mănâncă non-stop și vechiul e fix aici. Dar te-ai observat că doar pe scooter nostru? Păi asta e, nu știu, scrii vechiul, păi eu pe unde, bă? Că nu văd. Hai să scoți niște șervețele umede, să știi. Pregătit Cezara o GPS-ul aici. Avem de mers 35 de kilometri. 50 de minute, bine, cu traficul care s-ar putea să... Apară? Să apară pe drum, s-ar putea să facem mai mult, dar noi... Îi dăm bătaie. Am aici, auziți. Mama, ce spune ei? Ia 105 minute. Cum pe Cezarul meu o benzinărie? Nu seamănă deloc ca benzinărie. Ne mănâncă ciciunghezi. Da dimineața pe răcore, eu stau cu fața la soare. Și mă uit pe celor mare, dimineața pe răcore. Aoleo! Hai de capă, nu ce e? Că sunt foarte multe drop, pietre. Dar văd că se circulă. Păi e verde și o albină. Alo, eu mă rog la pufarină. Mamă, ia uite, bă! Cica! Ma! Asta-i fără. Nu știu unde am ajuns de rost, m-am pus cineva. Mamă, uite când avem benzină. Am găsit o benzinărie din asta, așa. Unde ne toarnă cu sticla. Asta e benzinărie de urgență. Cât are sticla asta? Apa pe un litru. 750? One more? Nu, no, este ok. S-a scos portofelul. Da, imediat. Te-am să nu pleacă, să la lui, măi. Te-am să nu pleacă. Ce miroase! Puternic. Poftim. Hai să vedem cât ne costă. Aia zic și eu, bre. A dat tot ce... A dat tot ce a mâncat, sărac. Cât a fost? 3 lei. 3 lei. Și la benzinărie? 2 lei. 40, cam așa. 2 lei 40 litru. Da. Și aici 3 lei 750 de mililitri. Da. Să dau eu un litru, după că e asta mai mare, nu știu. Da? Am litru. S-ar putea să fi fost un litru, că era sticla din aia de absolut. Hai! Da. Hai să căutăm... Benzinăria bună. Benzinăria aia bună, da. Ce frumos e dimineața, să te plimbi cu scuterul, nu mai poți. Îți îngheață gladiolele. Toate alea. Dacă n-am lovit casca asta de cameră, deci
7 ori. Am făcut plinul de la oamenii ăștia de aici și ne-a costat 55.000 de rupii. Asta. E bine, asta înseamnă 15 lei. Da. Și acum trebuie să mergem mai departe, dar nu știu ce ne va. Nu mă mai ascultă. Nu mai s-a blocat. Gata? Hai. Să mergem acolo. Immigration office, that's what I said. Immigration office may not be open yet when you arrive. Deschide pentru mine. Turn left. Cum, să nu fie deschis pentru Cezaro? Gata, am ajuns la imigrări. Da. Să mergem să luăm un bilet de un bon de la de ordine, după care să găsim ceva să printăm. Avem de printat copii după pașaport, copii după bilet de ieșire din țară și cred că atât. Da, și o să ne facă poze, dar nu știu dacă acum sau tura 2, pentru că noi trebuie să venim aici de 3 ori. Asta e prima dată, deși și plătim. După aceea mi se pare că mai vine la poze și a treia oră să ridicăm pașapoartele cu viza. Ne-au pus să ne îmbrăcăm în fuste din astea, că n-avem voie și că intrăm la biserică și aici și măști. Deci în tot Baliu nu se poartă măști, iar aici la Immigration mască. Avea aici cu virusul e groasă, că la Immigration se comportă altfel. Te ia imediat. Dar pe la concerte unde zmin de oameni nu se atinge. Hai că mai avem puțin. Noi suntem la 36 și 37. Cred că într-un sfert de oră o biruim. Hai că... De banii ăștia, Alina, o dă și cafea, moca. Nu. No. Nu. La te, ia mandă. Dar tu știi, dacă îmi place bine, dacă nu. Te vede, le-am văzut cu dosarul deja. Deci fiți atenți, am luat hârtia asta, ne spune cât să plătim, ne trimite afară dinăuntru de la birouri, să căutăm o dubă galbenă afară, ca să ne plătim viza. Uitați acolo, vedeți duba aia? Se plătește. Deci e ca un joc așa. Trebuie să apăsăm pe un buton, n-ai pun să treci, Alina, trebuie să ții niște puteri ca să treci. E ca un joc, mă. Acum am aștept să apăs pe o din asta pe aici, pe jos, ca să iasă ceva, să-mi dea puteri să ajung la dubă. Gata, aici este duba. Băi, deci e ciudat, frate. Asta e cel mai ciudat lucru pe care l-am întâlnit în viața mea, deci e numărul 1. Am plătit la dubiță, acum următoarea dată este pe 16. Hai că nu mai e plouă. Și pentru poze. Și da, și după aia undeva la 23 să veniți să mă pașaportul, da? O să ne mai uităm la dată când venim... Venim, da. Da. Hai să-ți lași fusta. Nu spun eu o dată, dar trebuie să-mi lași fusta, că am plecat. Da. Gata, am făcut misiune, Alina. Primul nivel e rezolvat. Da. Trebuie să venim la al doilea nivel, pe 16. Vedem cu al treilea cum o fac. Am terminat, gata, cu prima vizită. Căutăm, de fapt am căutat o cafenea deja. Nu mergem... cafenea, mergem și căutăm cum ne place nouă, mare mall. Și cafenea o găsesc eu în mall? Că n-am venit și noi, de când am venit în Bali, n-am văzut noi un mall aici. Da, eu te-am să caut cafenea și ai zis gata, hai că... Oamenii ăștia sunt mai serioși și aici se poartă mască în mall, deși nu toată lumea are, dar sunt foarte mulți care poartă mască, iar la intrare ne-au cerut certificatul de vaccinare. Inițial ne cerea o aplicație, nu da. Era aplicația pe care am pus-o noi în telefon. Nu, dar nu se mai cere aplicația. Da. Oricum nu se mai cere, da. A fost așa o formalitate când am intrat în țară, au spus să pregătim aplicația. Când ajunge aici nu se mai cere nimeni. În partea altă, spre munte, unde stăm noi, în Ubud, nu există ceea mască. A zis cineva mască? Da, mască? Parcă? A fost ceva vreodată? Aici e mai bine. Unii au, alții n-au, dar cumva când intri în chestia asta, în clădire, așa, îți te cer. Da, te cer. Oricum,
Ideea e că ne-a cerut o aplicație și după aceea ne-a zis de vaccin. Și am înțeles. Noroc că am avut foaia cu vaccin. Ne-am adus și noi aminte. Certificatele în geantă, da. Că uitasem. Ok. Hai, să căutăm cafeaua aia mult dorită pe ziua de azi. Mi-am adus aminte că vreau să vă spun cât costă un cappuccino la Starbucks-ul din mall-ul acesta. Al meu a fost 54 și al lui Cezar 62. În total 118, asta înseamnă 38 de lei. Cam scumpă față de cafeneaua unde mergem noi lângă casă. Am fi dat doar 4 euro. Mă rog, dolari. El am și niște ciumidele. A, da, cu tot cu niște croasante. Da. Adică plăteam la jumate. Mult. Hai. Am vrut Starbucks. Nu e nicio problemă, hai, că... O dată la ceva, dar e bun. Da, da, ține cont, cafeaua e mică acolo. Păi da, de acolo e cafea, aici e mult la... Acolo e mai bine. E mai tare, da, dar noi am vrut-o mai slabă. Da, nu e nicio problemă. Vreau doar să vă spunem așa, cât costă într-un mall în Bali. Da. Cafeaua. Nu, ne plângem absolut lângă, deloc. Lângă plajă, altceva, Lino, cu peștile acolo, cu altă viață. Cu magazine de bomboane lângă noi, că am pus ochii pe el, stai să vi-l arăt. E magazin foarte mare, numai cu bomboane. Cezărică, dacă ar fi după mine, aș lua unul din ăsta și l-aș umple cu bomboane. Știți de ce vă vorbesc de afară, nu? Că am muzică înăuntru. Hai, nu e muzică, hai, nu este? Hai repede. A oprit muzica? Ai 3 secunde de acolo. Ok. Hai zi 4, hai, că poți să vorbești un pic, mergi. Bine, oricum, hai să facem, o să facem un tur să vedeți ce avem aici. Ia uite cât, uite cât de scăzută e apa. Da, sunt foarte scăzută. Mamă, dar ce dramatic se vede acum cu nori, ești? Da, da. Fiți? Ia, dă-le și tu bombana de aia, că mai luat bombane după ce că ai făcut găuri în bugeta cu aia să le mâncăm. Le-am desfăcut astea, care sunt juleuri de strawberry și watermelon. Dar sunt foarte bune. Mamă, iau ce acolo. Deci că e fasole. Despiale, am meritat, mă. Da? Da. Zici tu? Da. Curioasă de celelalte cu ciocolata. Cum să-i? Mamă, dar e întinsă rău plaja asta. Ia uitați-vă cât e încolo. Mamă, și încolo sunt valuri mari. A, uite, că surferi. Uite, se pregătesc acolo. Da. Să încălăce valul. Mai mișto? Aș vrea să-i văd așa pe surferi ăștia să ridicăm drona. Dar... Se prinde cu drona, da. În altă zi. Ar vedea foarte bine. În altă zi. A, și pare, uite, acolo aterizează avionul, vezi? A, aici nu o să putem să ridicăm drona, apropo. Da, 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 pentru că e foarte frumos. Nu avem, n-o să ne lase. Încercăm din asta? Da, nu coace. Cu lichior, parcă. Nu coace. Încerc eu una. A, dar nu are lichid înăuntru. Am crezut că e de aia cu lichid. Da. Ia. Ciocolată. E bună. Chiar e bună la gust. Da. Nu are lichid, da. E îmbrăcată în ciocolată neagră. Deci astea sunt toate alea. Sunt pline. Merge. O să ce? Cu... De sortul. Cu alune.
Ia. I-a intrat ciocolată sub unghii? Da, mă, e de la... cu 7000 de hârtii înăuntru. E bun? E cu unde arahidea. Asta e așa, așa. Hai la alta, a fost bună. Până așa asta. Ia, cu gunoiul. Da. Deja mi-ai ajuns. Nu mai pot. Pe gata. Hai să mergem înspre noi încolo. Hai la scute. Să ne luăm motocicleta și o luăm așa ușor. O luăm motocicleta și o luăm ușor spre casă. Da. Aici se aglomerează. Ne gusta în Bali. Ia uite ce frumos e. Sunt la dreapta o răsări. Dacă într-un spre casă ne-am oprit la un magazin mai măricel așa. Poate avem noroc să găsim niște fructe, legume, pentru că piețele locale sunt închise. În general, când au piețele locale deschise oamenii ăștia, este dimineață, noi lucrăm sau ori avem de plecat în altă parte. Cezărică, l-am pierdut pe Cezărică. Și poate... Haideți că am găsit o sălățică așa verde, micuță. Am luat aici două cepe, una galbenă, una roșie și roșii. Am găsit doar așa, șerii. Castravete nu am luat pentru că mai am acasă și niște alune. Să văd cum sunt. Ce îți mai place să cânti Cezarau? Da, ce știu să cânt, ia uite. Tocmai am văzut spălătoria și mi-am lăsat aminte că trebuie să ridic și hăinuțele. Da, le-am văzut și eu unul din nostru. Thank you. See you next time. You always save for later. You're my candy land. Cezărică l-a furat somnul. Cred că s-a culcat cu gândul la sălățica aia bună cu ton. Nu vă mai țin nici pe voi foarte mult. Vreau doar să vă spun să nu uitați să vă abonați canalul nostru. De asemenea, ne găsiți și pe Instagram, Facebook și TikTok, Caesar Show. Iar pe mine personal mă găsiți pe Instagram, Facebook, TikTok și OnlyFans, Alina Daminescu. OnlyFans pentru cei ce sunt interesați de un alt tip de content cu mine. Aceasta a fost ziua noastră simplă din Bali, oameni frumoși, și vă așteptăm în următorul vlog. Vă îmbrățișăm cu mare, mare drag și vă pupăcim!